Despre ucidere, ați auzit că s-a zis celor din vechime: Să nu ucizi, oricine va ucide, va cădea sub pediapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pediapsa judecății, și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pediapsa soborului, iar oricine îi va zice, nebunule, va cădea sub pediapsa focului ghenei. Așa că, dacă ți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înainte altarului, și du-te întâi de împacăte cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Despre preacurvie și despărțire ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu preacurvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și preacurvit cu ea în inima lui. Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-le și leapădele de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși: oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine-și va lăsa nevasta, în afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește?